Secretarul de stat american Anthony Blinken a confirmat că Statele Unite nu mai doresc să cumpere Groenlanda. Blinken a vizitat teritoriul autonom danez la finalul unei călătorii de 4 zile, care a inclus o reuniune a miniștrilor de externe din țările riverane arcticii. Mă aflu în Groenlanda pentru că Statele Unite apreciază profund parteneriatul nostru și doresc să-l facă și mai puternic, le-a declarat Anthony Blinken reporterilor în ultima oprire a turneului său în Arctica. El a subliniat că nu se află acolo pentru a cumpăra țara, semnalând o schimbare de politică față de cea a fostei administrații Trump. Întrebat dacă SUA au exclus definitiv orice plan de cumpărare a Groenlandei, Blinken a răspuns cu un zâmbet: pot confirma că este corect. Fostul președinte american Donald Trump a anunțat în august 2019 că ia în considerare cumpărarea acestui teritoriu, care reprezintă un sfert din dimensiunea SUA. Achiziția ar fi în esență o mare afacere imobiliară, a spus el la momentul respectiv. Propunerea lui Trump, descrisă ca fiind absurdă de guvernul danez, a provocat un scandal diplomatic. Anul trecut, Statele Unite au deschis un consulat în capitala Groenlandei și au promis un ajutor de 12 milioane de dolari pentru proiecte civile.